Că am trăit de mic copil, de când m-am născut, tot la oi. Mai mult am stat în Dobrogea, aproape jumătate viața. Acum am 89 de ani, nu mai pot, din cauza că am îmbătrânit. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat anii ăștia. Am pățit pe Bărăganu discole, am pierdut oi, am pierdut din adăpost. A pus zăpada de 2 metri, 3 metri pe ele și au murit toate. Nu ne-a despăgubit nimeni. Iar pe Dobrogea la fel. Ne-a prins cu viscole în adăpost, le-a acoperit, au murit acolo în adăpost. Am pățit multe necazuri din cauza asta. De 2-3 ori am pierdut oile așa. Odată în Bărăganu, odată în Dobrogea, mulți dintre ei i-a băgat în Dunăre, cu oi cu tot. I-am pins discolul și a băgat în Dunăre, s-a necat cu tot. Până acolo făceau pe drum câte o lună și 40 de zile și 50 de zile după cum le da terenul. Dacă ți-o fă greu de lume, de ce n-ai venit la mine? Că eu, dragă, te ajutam. Ia mai spune că mai zic, că copiii te așteaptă, copiii te așteaptă. Păi, oare mai zice mă, El era cioban, cam 1,60 m înălțime, brunet, față de țigan, fruntea mai mică, început de chelie, avea falca din jos, maxilarele mai mari, un pic mai dezvoltate, robust. Altcineva nu a putut să dea detalii, avea un pic de păr sub ochi, brunet, deci luat de pe tren, din gară, nu știe nimeni de unde l-a luat, unde l-a găsit, nu știe nimeni. Acum 2 zile, aici a fost înmormântat tatăl meu și astăzi, fiind duminică, am venit la stâlp pentru dezlegarea sufletului, obiceiul satului, la ortodoxi. El, în data de 12, a fost omorât de un criminal pe lângă Lipova. Când am descoperit, era cu capul în jos, mâinile sub el, dezbrăcat de haine, coperit cu hainele peste el și după ce au pus frunze. Dacă cum a bătut vântul, a luat frunzele vântul și s-au văzut hainele un pic numai. El era lovit la față, capul cam tot bine lovit, umărul drept băgat cuțitul aici deasupra oaselor, cam între oase, și la stângul dat cu ceva tare, un bolovan în umărul stâng. Și capul a fost zdrobit. Dumitru, eu i-a venit tu să-mi spui cum te-ai hodinit tu. Tihii hodini mă gine, că tu ne-ai stat în pădure, într-o groapă chitulat-o, până ienit-o aflat-o. Eu, așteptându-l miercuri să vină la oi, eram cu oile pe Valea Cladoi să vină la mine, el n-a sosit. M-am gândit că poate nu a putut să rezolve treburile acasă și nu a putut să vină.
Eu plecând, merg cu noaptea cu ele de acolo, să vin cu ele la Lipova, ca să trecem în altă parte. Am trecut pe acolo pe unde a fost omorât el și n-am observat nimic. Joi seara m-am dus la gazda noastră în sat și mi-a spus că taică mi-a venit de acasă miercuri dimineața și miercuri la amiază a plecat la mine la oi și eu atunci am văzut că nu este bine că nu a ajuns la mine la oi. Vineri căutându-l toată ziua prin pădure, n-am putut da niciun semn de viață de el. Sâmbătă am luat-o din nou, iar l-a căutat prin pădure, peste deal, pe unde avea el traseul să ajungă la mine. N-am găsit nimic azi. Duminică la fel, luni iar, marți, a fost ziua în care am avut norocul de a l-am găsit. Cu ajutorul poliției și a șefului de ocol care ne-a dat oameni. Pădurari, brigadieri, oameni care lucrau la pădure, ca să am format echipe de l-am putut găsi. A venit astăzi să-l prohodim aici unde și-a dat duhul și țărâna l-a primit ca loc de odihnă pentru trupul său. Știm că veți fi legat pentru toată viața voastră. Nu veți uita această pădure a Cladovei. Ridică piatra asemnului Cain odinioară asupra fratului său Abel și omoară pe cel care avea să fie stăpân. Să treacă aceste clipe grele, să îi îmbărbăteze, feciorii să ducă pe mai departe icoana tatălui lor, să mulțească talanții din 2 să facă 4, din 5, 10. Să fie de ajutor Dumnezeu, să vă ajute, să vă ferească de rele. Toate ispite să vă ferească. Nu aveți parte din niciun rest. Eu te rog, dragă, pe tine să-mi grijești oile bine, să le îngrijești, băiatul meu, să nu ducă dorul meu, să nu ducă dorul meu. Rămânesc cu mare dor și fără de ajutor, că acum nu se mai poate, astăzi moartea ne desparte, astăzi moartea ne desparte. Nu știu de unde venim. Hai, de-a-te! Ce? Ceapă băgat ai, voi? Băgat. Hei, pișcă! Ți-o lua bâta ta. Vin aici, au, și dă bâta, că mă iau după tine. Hai încoace și dă bâta. Doar vrei să te umflu. Bâta, mă, Dumnezeu să mă bâta. Ai ars cu lucru. Eu n-am mai apucat să mă strică pricolași ca mai țigan.
țindală. Atâta, lasă, dar lăsăm într-o bază. Dă-i bază. Da, nu mai țipa. Nu ducăm cu viața. Cum sunt turiștii de prin orașe, de pleacă vara pe munți, primăvara, iarna. Eu n-aș face chestia asta pentru nimic în lume. Nu m-aș duce de unul singur să mă duc pe munți, pe dealuri, fără să am animale cu mine. Eu nu înțeleg la ei ce obișnuință e asta. Să mergi să stai noaptea, să dormi, dar totuși ei dorm în corturi, dorm în sacuri de dormit. Noi dormim în cojoace, noi ciobanii. Și noi dormim cu animalele, cu oile. De toamna până primăvara, de primăvara până toamna. În continuu. Dar ei merg o lună, merg o zi, merg o săptămână. Se întorc chiar acasă. Și viața tot e frumoasă. Dar la noi ciobanii ne viața tot amară. Zi, noapte, tot sub cerul liber. N-ai casă, n-ai masă. Când apuci acasă și dormi în casă și mănânci la masă, să se pare că e o zi omastică la noi când apucăm acasă. Thank you.
Acum, după ce omorât harul pe taică-meu, m-am adus alți ciobani, pe numai unul mai este în care a fost și taică-meu și a rămas toată greutatea pe mine ca să duc oile de la munte la șez și de la șez la munte an de an ca să-i urmez meseria lui. Meseria de cioban este foarte grea, oricine ce-ar zice că e ușoară, dar e mai grea ca orice meserie, că aici nu trebuie să cunoști teoretic, trebuie să cunoști practică, trebuie să fii și bun doctor pentru ele, trebuie să fii și să le duci la pășune să mănânce și bun păstor. În toamnă am plecat cu o turmă de vreo 800 de oi, din care au mai fost vreo 200 am vândut la străini, pe piață, pe unde le-am putut, pe unde s-a trecut mai bine și au mai murit ceva pe iarnă și acum urmează să ne toarcem cu o turmă de 600 și miei de la oile care au trebuit să fete, încă vreo 400 de miei, care urmează să ducem în munte și la toamnă iară berbecuții vindem, bătrânele iară le scoatem, an de an tot așa, fiecare an. Acum mai nou berbecuții cumpără arabii străini, italienii, ungurii, românii nu-i plătesc ca străini. E greu de mers cu turma pe șosea unei aglomerate, turma e mare, șoseaua e îngustă, cum șosele noastre în România. Șanț nu prea este, că mai ales acum de când a luat particularii pământul ora până în marginea șoselei. Rar unde este șanțul mai mare un pic să fie o zonă pe lângă drum. Acolo ba sămănături, ba un alt, acum zbeară și oamenii după tine că e pământul lui, că nu mă îi pe timpul lui Ceaușescu și fiecare cum ce aduce aminte. Mai pizduie, mai înjură. Pe timpul lui Ceaușescu era greu, că pentru o turmă de 100 de oi trebuia să dai la contract 10 miei, vreo 200 de kilograme de brânză, 200 de lână și veneau și tot felul de ștabdește care erau pe timpul comunismului. La unul trebuia un miel, la unul o bucată de brânză, la unul o lână pentru un plovăr. Fiecare când îi trebuia venea numai la tine, nu puteai duce nimic. Și au fost timpurile alea, că dacă te puneai în rău cu ei, nu mai puteai trăi tu. Tu-i muri, mori, pune grob în lume, și iar lume, și la camion, pune gheatră în lume, și iar lume, două zile, mor cânta, viață, trecătoare, după aceea vor uita lume și iar lume. O mândrele să mă jelească, viață trecătoare, mândrele să te fuiască lume și iar lume. O și la mine la mormânt lume și iar lume, lăsa cu jură mânt lume și iar lume. Să nu se pe groapa de viață trecătoare, s-aud mândrele plângând lume și iar lume. Ori du focul lumea asta, lume și viață, mulți prieteni mai am și eu, lume trecătoare, ori veni la grupășune, viață trecătoare, să țipă păpânt pe mine, lume și iar lume. Yeah.
Vai, filha, a dracu să fi. Niciodată nu mi-e milă să tai capul la un animal. O să devină un obicei aproape, intră în sânge, deci nu mai ai nicio milă, nimic. Primii miei care tai sau voi, după ce aia intră în sânge, nu mai este mie. Într-o seară facem cartofi sau grumpene. Într-o seară facem macaroane, într-o seară unt cu brânză, într-o seară ceai și în a patra seară facem carne de miel. Hrană rece e brânza, sclănina, lapte gros, dulceață. Thank you.
ce pula mea face? Păi zic, domnule, bă, dar dumneata le furul aia, domnule. Atunci inginerul face, ăsta-i popa din Brăniș. Bă, zic, domnule, dumneata le fut, o-s Dumnezeu, tot să-ți fut. Bă, dar dumneata le furul aia, domnule. Dumneata le cap. Bă, nu mă înjura, domnule, că nu sufer în jurăturile. Bă, ce dacă nu sufer în jurăturile? Dumneata le, dacă ești popă, furi animale? Atunci ce mai vorbesc, domnule, de oameni din sat? Sau țigani, sau golan, sau orice om. Ce mai vorbesc de orice om? Atunci că fură. Dacă dumneata le ca popă furi, atunci ce mai vorbesc? Atunci inginerul mă întreabă pe mine că mai merg să mă mai dau ca să-l dau la poliție. Zic, nu mai merg, domnule, ca să-l dau la poliție, că uite-i popă. Și mă gândeam, știi, că bă, da-l dracu, doar nu mă cânta vă sculuș, bă, pe mine. După aceea, nu, merg eu și zic, domnule, dacă ai furat-o, o duce înapoi. Da, corect, o duc înapoi. Dar el se ținea cu mine tot tare. Că face, nu, merge și la poliție. Merge și la poliție. Păi, dumneata, ce gândești că dacă merg la poliție, nu face poliția legea? Pește lege nu calcă nimeni, domnule, în ziua de astăzi. Nu mai calcă nimeni pește lege în ziua de astăzi. Da, după aceea m-am gândit că e popă și zic, când te voi scluși, bă, pe mine, știi? De aia m-am gândit eu. Că dacă nu, mă duceam cu el la poliție, pe cuvânt. Mă duceam cu el la poliție, dar zic, bă, zic, e popă, dă-l în pula lui Dumnezeu și când te voi scluși, bă, pe mine, știi? Și n-am noroc după aceea. Vezi că doar preoții ăștia, da, dracu. Thank you.
note, hai la 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 la. Băi, de 3 zile, de 3 zile. N-am făcut focul până acum de 2 zile. Păi ia uita, bă, ce ies de ogul, mă, ia uita. Bă, și la chicioare, bă, păi e scut, bă, păi e scut, bă, luarcă, bă, ui. Bă, și pula. Eu până la pantalonii sud, uite, până din sud de genunchi. Da, stai că tu. Eu păluiele ni le usc aici, la pieptar, le bag aceea, no. După pieptar, una de-o parte, una de aia la altă parte. Le bag aceea și până să ud astea din picioare, să usc astea de la mine de aceea și le schimb. Uite cât ești, mă, ia uita, mă, ce ești de ud, mă. Ui, ui. Ce-a văzut ce domnul că-i scupă carnea de miel, domnule, și prânza. Tu ești pantalon spălat de o zi și uite ce a ajuns. Să vie și domnul de la oraș ca să stea aici, a făcut-i plătit acum, de tot să stea aici. Dacă stă 10 minute, nimeni trebuie nici brânză, nici carne să mai vadă în ochii lui. Uite că dacă-i dai oile toate, mă, și nu stă, mă, dar să-i dai oile toate. Tu nu-ți dai seama și nu stă. Dar când merg cu brânza pe piață, ha, că-i scumpă, fut tu-i mama. Asta-i sărată, asta-i prea dulce și așa. Fie cât de frig, numai să nu fie ud la picioare. Poate să fie gerul minus 10, 15, 20 de grade, până la 25 de grade poate să fie ger. Numai să nu fie ud. N-ai treabă. Te învălești în cojoc. Dacă ești zbicit la picioare, uscat la vălui, poate să fie frig. Dar dacă ești ud, poate să fie frig numai minus 1 grad. Că ți-e frig, că ești ud. Și are cine-o scos moda asta cu nailonul ăsta la cap, cu sacul de nailon pe cojoc și pus pe cap, ăla a fost un om pățit, un om trecut prin lume, prin ciobănie, ăla a ciobănit foarte mult până a scos moda asta, ca să aibă sacul de nailon, ca să nu-l ude după cap.
Baci, Diego! Să vie și domnul de la oraș, mânce pe stradă ca mânce pe stradă ca ciobani și să facă pulă ca lume. Mă, așa e viața ciobanului, știi, de pizdă din lună în lună, din la an odată. Dar când dă de ea, pă să știi că o fude, nu-și bate joc. Nu-și bate joc de meserie. Câte un domn de la oraș, ăla fude, nu prea fude, dar ciobanul când apucă cu pula, să știi, e pulă la el. Noi trebuie să mergem cu oile în funcție după cum crește iarba. Și la noi în sat e zăpadă mare, acum trebuie să mai stăm pe mărginimile astea aici, pe unde nu este zăpadă, până să duce zăpada la noi. Că la noi este mare iarna și dacă le duci la noi trebuie să le pui pe fân, porumb, să le dai acolo. Și cheltuială mai mare față, dacă le duci în țară, e mai mare cheltuială la noi de vreo 10 ori. Dacă stai să cotești în bani. Acum, duminica florilor, se împlinesc 6 săptămâni mâine de când l-a omorât criminalul ăla pe taică meu și trebuie să merg la părăstas și să-mi găsesc un om care să stea aici în locul meu noapte și mâine pe zi până terminăm cu părăstasa să mă înlocuiască. La moarte nu te-l lăsa, mă.